Bună, sunt Anca și revin la lecțiile de Scratch. În lecția anterioară am creat un scurt dialog între Scratch și Gobo folosind cronometrarea în timp. Ne reamintim că fiecare personaj vorbea pentru un anumit interval de timp și apoi aștepta atât timp cât vorbea celălalt personaj. Dacă însă vrem să modificăm într-un loc timpul de așteptare, aceasta ar conduce la modificări foarte multe care trebuie făcute în program pentru a decala toate dialogurile, toate replicile pe care le spun cele două personaje. De aceea astăzi vom învăța să controlăm transmiterea mesajelor printr-un mecanism numit broadcast sau în limba română expediere de mesaje. Această expediere de mesaje se găsește în secțiunea Evenimente. Să aducem din nou personajul Gobo pe care îl luasem din bibliotecă. De data aceasta îl punem pe el în partea stângă și pe Scratch în dreapta și ne amintim și oglindirea lui Scratch de la costume. Bun. Și acum vrem să pornim dialogul. Așa cum am luat și atunci, când se dă click peste guleț, pornește dialogul. Deci punctul de început este stabilit tot prin click peste guleț, dar continuarea replicilor depinde de mesajele care se transmit. Și să zicem așa. Mai întâi spune Scratch hello pentru 2 secunde sau salut Gobo pentru 2 secunde și aici poate să spună 2 secunde, 3 secunde, 10 secunde, cât dorim noi. Important este ca după ce se termină execuția acestui bloc, el să emită un mesaj și vom zice expediere la toți. Și o să denumim mesajul salut Scratch, să zicem. Deci s-a terminat salutul lui Scratch. Acum mergem la Gobo și lui îi vom spune așa: când primesc salut Scratch, deci nu îl mai cronometrăm, nu mai legăm de click peste guleț, ci acum îl legăm de salutul lui Scratch. Când primesc salut Scratch, atunci răspunde și el și zice salutare Scratch. Și poate să spună și el pentru 3 secunde, nu mai contează acum, dar după ce a terminat de spus, deci după ce se termină execuția comenzii spune pentru 3 secunde, va emite și Gobo un mesaj. Deci luăm și pentru el expediere la toți, dar el trimite un mesaj nou și îi zicem salut Gobo. Deci s-a terminat salutul lui Gobo. Acum, dacă vrem să continue Scratch, mergem la el și îi vom spune când primesc salut Gobo, deci după ce termină și Gobo de salutat, vine din nou Scratch în dialogul nostru și spune, așa cum făcusem și data trecută, ce mai faci? Și iarăși aici nu contează pentru câte secunde vorbește, pentru că după ce se termină, emite un broadcast pe care îl vom denumi acum întrebare Scratch. Iar Gobo va răspunde când va răspunde? Când primește întrebarea de la Scratch. Deci când primesc întrebare Scratch, uite, mă gândeam la tine și mă plimbam. Și aici luasem noi data trecută 4 secunde, vom lua și acum tot 4 secunde. După ce termină de răspuns, va emite un nou mesaj. Răspuns
Gobo. Ok. Haideți să vedem ce am făcut până acum. Deci, dăm peste guleț pentru a lansa prima comandă. Salut, Gobo. Salutare, Scratch. Ce mai faci? Uite, mă gândeam la tine și mă plimbam. Și a emis și un răspuns, dar noi nu am mai completat ce face Scratch când primește răspuns de la Gobo. Deci acum, când primesc, nu întrebare Scratch, și când primesc răspuns Gobo, atunci hai să ne plimbăm împreună, zisesem noi atunci. Bun, și în felul acesta programul nostru a devenit mult mai flexibil, adică pot să revin și să zic aici doar o secundă, aici să zic 3 secunde, dar nu mai trebuie să modific legăturile între ele. Deci dacă aici vrem să stea mai mult timp mesajul, el va sta mai mult timp pentru că Gobo nu răspunde decât după ce primește această întrebare Scratch, pentru că noi așa am zis. Răspunde cu uite, mă gândeam, numai când primește întrebare Scratch, nici mai devreme, nici mai târziu. Deci aceasta este o modalitate mai flexibilă din punct de vedere cronologic față de anterioara. Ceea ce trebuie să avem grijă aici este ordinea în care expediem mesajele și le primesc celelalte personaje. De asemenea, un alt avantaj aici este că același mesaj poate fi recepționat de mai multe personaje. Deci un personaj emite un mesaj, iar 2, 3, 5 personaje pe care le avem noi în scenă pot fiecare în parte să reacționeze în felul propriu primind același mesaj. Haideți să și vedem. Dacă mai aduc un alt personaj în scenă, ce să mai luăm noi de pe aici? Luăm, uite, un leu. E tot galben. I-am asortat la culoare. Pe acest leu să-l facem, de exemplu, să apară în momentul în care Scratch îl întreabă pe Gobo sau după ce răspunde Gobo. Uite, mă gândeam și mă plimbam. Da? Deci când dă Gobo răspunsul, atunci se apară și leul. În primul rând vrem ca leul să nu fie vizibil la începutul programului și atunci îl alegem pe el și la evenimentul click peste guleț îl facem să dispară. În secțiunea aspect avem ascunde. Deci când se dă click peste guleț, leul nu există, se ascunde. Abia ulterior îl vom putea afișa și când îl vom afișa, exact când primește răspunsul. Haideți să vedem cum facem. Deci avem selectat leul, ne ducem la evenimente și zicem când primesc. Și de aici alegem momentul în care vrem noi să apară leul. Când primesc răspuns Gobo, deci când Gobo răspunde, atunci apare și leul, afișează. Și aceasta va fi o surpriză extraordinară. Ia să vedem. Și în același timp cu răspunsul entuziasmat al lui Scratch de a merge împreună la plimbare, ne-a apărut și leu. Dacă vrem să fie și mai înfiorător, putem să adăugăm și niște sunete. Dar sunetele le vom vedea în lecția următoare. Deci astăzi, ca să recapitulăm, uite, avem personajul Scratch pe care am uitat să îl redenumim acum. Deci am avut personajul Scratch în dialog cu Gobo prin intermediul mesajelor, expedierii de mesaje, și în final, ca surpriză, a apărut și leul
la primirea răspunsului lui Gobo. Reamintim și cele două instrucțiuni, ascunde și afișează, pe care le găsim în secțiunea aspect. Pentru fiecare personaj în parte pot fi apelate aceste comenzi. Deci, în lecția următoare vom vedea cum se pot adăuga sunete. La revedere!